PSD Dâmbovița desfășoară acțiuni premergătoare alegerilor parlamentare. Președintele PSD Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, a spus că până pe data de 20 septembrie se vor definitiva listele pentru alegerile parlamentare. Liderul social-democraților dâmbovițeni nu a omis să anunțe că în ultimile zile trei persoane de la nivel central și-au exprimat dorința de a candida pe listele PSD Dâmbovița, Titus Corlățean, Ștefănescu Codruț și Dobrea Adrian. Cei care vor decide dacă cei trei au loc pe lista PSD Dâmbovița pentru parlamentare sunt cei din Comitetul Executiv Județean al Partidului Social Democrat Dâmbovița. Mai mult, Adrian Țuțuianu a spus că PSD Dâmbovița are resurse suficiente pentru o listă de candidaturi. Nu în ultimul rând, votul secret din conferința județeană va reprezenta foarte mult pentru fiecare candidat. Până cel mai târziu pe data de 20 septembrie vom definitiva listele de candidați pentru Camera Deputaților și Senat. Vom face un exercițiu democratic care nu are precedent nici în Partidul Social Democrat, dar nici la nivelul celorlalte organizații politice din județ. Am înțeles că aseară, într-o formulă probabil statutară, nu-i treaba mea, conducerile Partidului Național Liberal, vorbesc de conduceri că ei vin din mai multe partide, s-au reunit și au desemnat candidații într-o formulă care a presupus votul a câtorva zeci de persoane. Noi vom face cu totul altfel. Vom avea o primă discuție în biroul permanent județean. Lucrul acesta se va întâmpla în cursul săptămânii viitoare. Vom avea apoi o ședință de comitet executiv județean, pentru că avem de decis care ne este poziția față de cei care nu sunt membri în organizația PSD Dâmbovița, dar ar dori să candideze din partea PSD-ului în acest județ. Și aici mă refer la trei persoane. Primul este domnul senator Titus Corlățean, care am avut o discuție ieri și i-am spus că fără acordul și fără consultarea colegilor n-am să aduc eu pe nimeni în județ. Cea de-a doua solicitare o aveam din partea domnului Ștefănescu Codruț de la Autoritatea Națională de Cadastru. Cunoașteți că și-a exprimat intenția de a candida în organizația Dâmbovița. Și cea de-a treia solicitare, care e de ultim moment, să spun așa, o avem din partea domnului Dobre Adrian, fost secretar de stat în Ministerul Muncii pe mandatul Partidului Social Democrat. Este un personaj pe care îl vedeți foarte activ pe presa centrală. Nu, a fost la Partidul Social Democrat. Este un tip cu ochelari grăsuț, cu început de chelie. Sunt oameni valoroși, toți trei, nu are nimeni de reproșat ceva legat de valoarea lor și de calitatea de membru al Partidului Social Democrat, dar după cum cunoașteți, avem trei lucruri de care trebuie să ținem cont. Numărul 1. E prima dată când conducerea partidului dă libertate mai mare filialelor să-și desemneze candidații și, în general, opinia exprimată de colegii mei este aceea de a avea parlamentari din județ care să fie preocupați de problemele județului. În al doilea rând, avem o experiență negativă a activității parlamentarilor care au venit din altă parte, în sensul că nu s-au implicat în rezolvarea problemelor din județ. Și în al treilea rând, avem o resursă umană suficientă pentru a propune o listă de candidați validă pentru electoratul din județul Dâmbovița. După discuția în Comitetul Executiv Județean, voi convoca o conferință județeană extraordinară cu participarea, cum spune statutul, membrilor Biroului Permanent Județean, Comitetului Executiv, toți aleșii locali ai partidului, primar, viceprimar, consilier local, consilier județeni, secretarii executivi sau șefi de servicii publice care sunt membrii de partid, dar nu au calitatea, să spunem, de ales local sau județean. Vom fi circa 900 de persoane. Vom vota secret. Și vom trage o concluzie cu privire la susținerea pe care o are fiecare dintre candidați. Votul secret dat în conferința județeană va reprezenta doar un criteriu, pentru că vom adăuga la acest criteriu pe celelalte care sunt utile, cum ar fi activitatea din ultimii 4 ani, implicarea în realizarea activităților de partid și administrative,
susținerea pe care o au de la anumite organizații din teritoriu, pregătirea profesională, pentru că ne dorim o listă cu profesioniști în cât mai multe domenii care să fie utili în comisiile de specialitate din Parlament și nu în ultimul rând vom ține seama și de opinia pe care președintele partidului o va exprima legat de lista noastră. Pentru că cunoașteți, domnul Dragnea a spus aici că avem libertatea să facem listele, dar va dori să fie consultat și să vadă în ce măsură lista răspunde criteriilor de profesionalism și integritate pe care partidul le-a comunicat. La conferința județeană extraordinară a Partidului Social Democrat Dâmbovița vor participa peste 900 de delegați.